numerele apar frecvent în vis. Spre deosebire de interpretarea lor matematică, numerele apărute în vis au o semnificație mistică, spirituală, cu rădăcini în numerologie. Numerologia se bazează pe credința că există o vibrație în spatele fiecărei cifre, a cărei semnificație poate fi folosită pentru a explora misterele vieții și a ajuta pe oameni în luarea deciziilor zilnice. Numerologia este o practică străveche, apărută probabil odată cu matematica. Chiar dacă mulți asociază numerologia cu Pitagora, există forme ale acesteia cu mult timp înaintea marelui inițiat grec. Numerele apărute în vise pot fi folosite pentru prezicerea unor evenimente viitoare sau pentru rezolvarea unor probleme existente. Ele pot fi interpretate în diferite moduri. Spre exemplu, un număr urmat de numele unei luni sau chiar apariția unui calendar semnifică de regulă o dată la care se va întâmpla ceva, pe când un număr singur poate avea mai multe înțelesuri. Un număr compus din mai multe cifre ar putea face referire la un an, spre exemplu 2023, dar s-ar putea să conțină un mesaj ascuns pentru care trebuie să apelăm la o practică din numerologie, mai exact la reducerea la o singură cifră a acelui număr. Adunăm cifrele între ele, 2 plus 0 plus 2 plus 3 egal 7. Deci 2023 ar putea fi un cod pentru simbolul cifrei 7 din numerologie. În acest caz, visul tău, făcând referire la finalizarea a ceva sau la iluminarea spirituală. Urmăriți în continuare pe scurt sensul celor 10 cifre ce pot rezulta din reducerea numărului visat. Rețineți însă că această semnificație trebuie corelată cu celelalte simboluri care mai apar în respectivul vis. Unul face referire de obicei la tine însuți sau la a învinge. S-ar putea să fie excelat într-o acțiune și să fi câștigat o competiție. Oricum este vorba despre o victorie, de orice natură. Tot unul ți-ar putea sugera că trebuie să lucrezi asupra unor aspecte ale personalității tale sau ar putea fi un mesaj din partea subconștientului că te simți singur. Aceasta este o cifră de parteneriat, reprezentând două persoane împreună. Poate însemna o nouă relație, chiar căsătorie, parteneriat de afaceri, echilibru și cooperare. Poate simboliza de asemenea prietenia, a da și a primi între prieteni. Persoanele cu abilități psihice visează adesea cifra 2. Așa că dacă visezi des cifra 2 sau un număr care se reduce la 2, inclusiv grupuri de 2, spre exemplu gemeni, miri, animale 2 câte 2, acest lucru poate fi un indiciu că ești înzestrat cu abilități psihice de nivel mediu. 3 este o cifră care reprezintă o trilogie. Spre exemplu, ar putea fi Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt sau Mintea, Trupul și Sufletul. Poate face referire la credința ta religioasă. Ar putea la fel de bine să însemne trecut, prezent și viitor, visul respectiv oferind informații despre acestea. Ar putea face referire la mamă, tată și copil. Dacă ești un cuplu care se gândește să aibă copii, ar putea fi un semn că vei concepe în curând unul. În multe culturi asiatice, cifra 4 este o metaforă a morții, dar fără să însemne neapărat moartea fizică. Poate însemna încheierea unei părți a vieții tale sau a unei persoane pe care o cunoști. Încheierea unei relații amoroase sau a unui loc de muncă pot fi de asemenea simbolizate în vis prin cifra 4. Tot 4 ar mai putea simboliza faptul că te limitezi prin atitudinea ta de o anumită situație, un fel de a te înconjura cu 4 pereți
prin care limiteze orice interacțiune cu situația din preajmă. 5. Reprezintă cele 5 simțuri pământești: văzul, auzul, simțul tactil, gustul și mirosul. Totodată simbolizează învățarea lecțiilor prin karmă. Poate însemna la fel de bine că va exista o schimbare de sens în viața ta sau că există ceva ce ai vrea să poți schimba. 6 este o cifră a familiei, simbolizând unitatea familiei, căsătoria, dragostea, fericirea domestică. Vorbește de asemenea despre a avea compasiune pentru alții. 7 simbolizează vindecarea sau finalizarea a ceva. Poate fi în același timp reprezentativ pentru iluminarea spirituală prin asociere cu cea de-a 7-a chakra, centrul nostru spiritual. 8 vorbește despre regenerare și echilibru. Poate fi un mesaj de la subconștient că te învârți în cerc, că urmezi aceleași cicluri și tipare. Analizează-te cu atenție și vezi dacă nu cumva există o anumită problemă pe care o tot repeți. Tot cifra 8 poate face referire și la condițiile fizice. Poate faci ceva cu care nu ești de acord, o activitate nepotrivită, poate doar ai mâncat ceva care nu era nevoie să mănânci. Cifra 9 simbolizează renașterea sau transformarea unei situații. Apare foarte rar în vise, iar când apare arată că subiectul și-a învățat deja multe dintre lecțiile vieții. Posibil să fi dobândit și abilități psihice sau cel puțin este interesat de zona spirituală. 10 sau 0 este completarea, divinitatea. Felul cum interpretezi numerele apărute în vis este foarte personal și se bazează pe educația și experiența ta. Alege întotdeauna interpretarea care are cel mai mult sens pentru tine, în detrimentul interpretărilor tradiționale. Folosește-le pe acestea din urmă doar ca un ghid. Dă-ți voie să folosești mesajele venite pe cale intuitivă, cele care nu răspund întotdeauna la întrebări ca de ce sau cum de este posibil. Dacă subconștientul ți-a trimis aceste mesaje în timpul somnului printr-un vis, tot el îți va arăta cel mai bine și interpretările pe care trebuie să le înțelegi. Thank you.